să spate munții. Merge la 60, la limita legală merge mașina. Extraordinar. Poate mai filmează în continuare să vedem ca ce unde încetinește ea. Câtă benzină scuțină, poate ne duce până în Sibiu așa, nu? Da, pe-a? Clar. Ia să ne duce așa. Începe ușor să decelereze. Dar acum rămâne constant. Era 65 înainte, acum e la 60. Să cam duce asta cum cu magnetic. Rămâne cu muți în urmă. Totuși încă păstrează constanța de 60 km/h. Acum cred că încetinește un pic. Încetinește, e la 60. Lage, nici mașina electrică nu merge așa. Nici nu auzi. Ce te-ai stat, tati? Auzi, era ese. Deci merge, e constant. Dar îmi fac picioare. Mergi acolo să vadă deja cât de departe sunt în menit. După cum am comandat. Acum a scăzut la 59. Deci încet, încet. Dar rămâne totuși încă costat. Suntem de la vreo 8 km sigur de multe, nu? Așa, după cum aproximezi tu, domnul inginer? Undeva la 7 jumate. 7 jumate, 7 jumate. Și ceva, nu? Clar. Parcă mai încet inima. Cinci. Tocmai și la vale. Da, acum e. Da. Mi-ajută puțin și virgulă coborând. Cred că de aici își pierde. Că 55, un petit. E bine de știut zonele astea ca să facem economie, că dacă Dragnea... Da, clar. Acum scade spre 50. Aici chiar urcăm bine de tot. Să și vede. 45. Acum vine iară ceva drept. Vedem, accelerează din nou sau rămâne așa. Suntem la 40. Adică 45. Mergem un pic pe aia, coborâm iară. Cred că ajunge până în primul sat oricum. Aici e satul. E pont pentru ăștia, mă. Poftim? E pont pentru ăștia. Da. Dar ți-am zis că și pe Transfăgărșan la fel, numai că acolo e invers. Când mergi, poți să oprești mașina și să urcă singură. Uite cu spatele. Și 50. Acum coborăm puțin, dar oricum mașina... Merge de atâta timp cu constanță, nu? Nu mai putea zice că tot am coborât. Da. Se accelerează la 70 pe oră fără motor.
curba.